Zi de examinare auto astăzi la Reghin. Aproximativ 30 de elevi au participat la proba traseului după ce au trecut în prealabil examenul teoretic. Emoțiile n-au lipsit, cu atât mai mult cu cât a plouat la ora la care au fost programate examenele. Pentru prima dată. Emoții? Puțin, da, nu-i mare chestie. Pentru ce îți faci cele mai mari probleme? Pentru intersecții. Și... crezi că starea vremii te va afecta în vreun fel, te va influența? Nu, cred, nu. Noua legislație ajută pentru conducerea preventivă și ceea ce e nevoie în România, conduțul preventiv. Ai emoții pentru astăzi, având în vedere starea vremii? Am emoții pentru mine, pentru starea vremii e una acceptabilă, puțin pietoni, puțină circulație, deci o să mă ajute. Cum a fost? Foarte bine. Și... un pic de emoție am avut. Nu, nu știu. Ai reușit? Da. Am înțeles că și sala ai luat-o din prima. Și traseul am luat din prima. A fost greu așa per total? Un pic. Instructorii reghineni au refuzat să creadă că precipitațiile le-ar putea pune bețe în roate candidaților, așa că s-au arătat optimiști în privința rezultatelor finale. Câți elevi aveți astăzi la examen? Astăzi numai 4. 4, 3 la primul examen și 1 la redobândire. Cum credeți că va fi? Perfect. Nu credeți că o să influențeze starea vremii? Puțin, da, dar atâta timp cât elevii sunt instruiți, bănuiesc că e ok tot, merge bine. În mod normal nu ar trebui, pentru că am condus și în condiții și mai grele. Și au început școala când era iarnă, am condus pe zăpadă, deci nu ar trebui să influențeze. Dacă privim însă în ansamblu rezultatele obținute anul trecut de elevii școlilor auto, procentul de promovabilitate a fost descurajant de redus. La școlile de șofer, dacă o să observați pe drpg.ro, pe site-ul Ministerului de Interne, promovabilitatea medie este sub 40. Sunt multe școli care au 19-17% la primul examen pentru permis. Ca atare, trebuie făcut ceva. Chestia asta nu se datorează doar cursanților. Se datorează inclusiv cadrelor de specialitate care pregătesc acești cursanți. Dacă este să vorbim despre rezultatele din zona Reghin, există școli care înregistrează procente de promovabilitate mult peste media pe țară, adică și 70%.